este acest rezultat pentru voi? Bună seara! Nu este unul care îl așteptam. Din păcate, a doua repriză am căzut și n-am mai putut să dăm și al doilea gol. De unde, pe ce fond vine această cădere? Păi, sunt multe de discutat. Trebuie să o luăm pas cu pas și nu e ușor din primul meci să ai trasele de joc care ne dorim. Va fi mult de muncă și fiecare trebuie să arate pe teren și la antrenamente să dăm mult mai mult și să fim mult mai concentrați. Și eu zic că o să fie bine. Ce simți că a reușit să schimbe Edi Iordănescu? Pe Edi eu îl cunosc, am lucrat și la media și cu dânsul și e foarte bine că a venit acum și fiecare jucător trebuie să se schimbe pe el însuși, să nu se mai uită la ceilalți, să fim o adevărată echipă, să avem spiritul de echipă care ne-a lipsit și Edi, cum îl cunosc, te schimbă ca și om, ca și fotbalist, te schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză, până acum mai mult stăteam la antrenamente și lucrul ăsta se vede. Mai mult stăteai, adică era o problemă de pregătire fizică? Păi, îmi place să vorbesc, dar nu de fizică, nu. Cu mingea nu prea am lucrat ce trebuia. Și i-ați spus antrenorului că nu... Păi, am discutat, dar... Sunt multe de rezolvat. Simți că până acum nu ați fost o echipă în adevăratul sens al cuvântului? Pot să zic că n-am fost o echipă, dar știu că am avut amicale care am avut probleme și cu Liga a doua și trebuia să ne punem niște semne de întrebare și țin minte și ultima amical de la Buzău, că și acolo am avut probleme și asta trebuia să ne dea de gândit. De asta să și vede în rezultatele nostru, în jocul nostru, sperăm să o reglăm. Dar eu sunt sigur pentru că îl cunosc bine pe Edi și mi-a și transmis multe lucruri bune și o să vedeți altă fața noastră. S-a spus că este adus ca să dea militaria jos din pod. Este chiar atât de dur? Nu. Dar e necesar să fie dată militaria jos din pod? Nu. Fiecare jucător se va elimina singur, care nu va da 100% și nu va fi concentrat și la antrenamente și la meciuri. Dar dânsul știe cum să facă un grup unit și o să avem spiritul acela de echipă, să pierdem mingea, să fim mult mai agresivi și mult mai responsabili pe apărare și pe atac. Fii sincer. Așteptai cumva undeva în adâncul sufletului schimbările de la pauză? Nu, eu niciodată nu m-am gândit, pentru că nu aveai ce face și trebuia să-ți faci treaba cât mai bine, cât puteai. Un minut, 20, 90, asta era situația. Trebuie să faci față, să fii puternic, dar o să fie mult mai bine de acum încolo. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!